La mesajul adresat de mine conferinței pastorale a Uniunii, tema fiind despre siguranța eternă a mântuirii, ca parte a doctrinei calviniste, personajul Andrei Coroitoru a lansat o analiză critică pe care o consider impertinentă, mai incompletă decât mesajul meu din start clarificat ca atare. Despre studiul prezentat de mine. 1. Un studiu declarat incomplet datorită timpului și scopului. 2. Un studiu care a avut menirea de a declara și demonstra în câteva puncte mai importante falsul, vulnerabilitățile majore și pericolele doctrine calviniste și a derivatelor ei. 3. Studiul a fost prezentat cu acoperire biblică, logică și practică, chiar dacă nu a fost exhaustiv. Despre analiza lui Andrei Croitoru. 1. Preluarea studiului și analiza lui critică este extrem de subiectivă și, deși se dorește un șir de contraziceri, nu este altceva decât o lozincărie ieftină, nu am nici timpul și nici un motiv întemeiat de a da replici punctuale intervenției lui Andrei Croitoru, însă toate contraargumentele dumnealui sunt ușor demontabile, deoarece Direcția Generală a Soteologiei accentuează masiv responsabilitatea omului, bazată pe voința sa și liberul său arbitru, astfel încât atributele autoștiinței și... Preștiinței divine sunt aplicabile doar în economia eternității și pe palierul teologiei sistematice, dar nu le-am de noastră aici și acum. A încerca să pătrundem înțelețul acestor calități reale și incontestabile de altfel este o dovadă de aroganță și lipsă de onestitate intelectuală. Mai mult, Dumnezeu însuși posesor al acestor atribute nu le face parte din voința Sa implacabilă și nici nu le instituie ca o prerogativă a harului său și doar sunt menționate ca factori determinați de divinitatea sa. 2. Mă opresc aici și îi recomand lui Andrei Croitoru să-și reverifice numărul la pantofi înainte de orice provocare pe care o lansează în mediul virtual. Semnează Cristian Ionescu. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.